Premiera a trei filme documentare a avut loc la Chișinău. Noile producții cinematografice explorează subiecte de actualitate despre drepturile omului și reprezintă debutul în cinematografie al tinerilor susținuți și instruiți de Telefilm Chișinău și Consiliul Europei. Nu știu cine am născut. Eu cât are la primul orfinat, nu știu cum am ajuns. Dramatică și emoționantă, povestea vieții lui Vladimir a fost transpusă de către Lilia Kalugher în primul său documentar. Istoria lui de viață, cum a crescut de la orfelinat și a ajuns un sportiv de succes. Cred că asta m-a inspirat și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că totul este posibil. Chiar având un trecut mai puțin plăcut, oricine poate să-și atingă scopul. Când am aflat că este posibilitatea de a face un film, am spus... Wow, ce idee bună, știi? Am vrut să aflu cumva oamenii că nu trebuie la o greutate cumva să-l lasă mâinile în jos. N-ai istorie, n-ai rădăcini, nu știi de unde tragi. Vera Comendant din Slobozia Varancău, Raionul Soroca, este eroina documentarului Prețul Istoriei. Este o doamnă extraordinară, deja este la pensie, care visează să-și deschidă un muzeu în localitatea sa. De mai mult de jumătate de secol luptă pentru acest vis al său. De mare actualitate este și tema documentarului Apa din Noi. Mereu au fost probleme cu apa, mereu au fost probleme cu calitatea ei, cu diferite mecanisme care o purifică. Filmul vizează un singur sat, Brăviceni, din raionul Orhei. E o problemă persistentă în majoritatea localităților. Tinerii au avut noroc de oameni competenți care i-au ajutat să facă primii pași în domeniul cinematografiei. Doamna Irena a fost la fiecare pas a producției de film și m-a ajutat enorm de mult. Oamenii ăștia de la Telefilm, de la Consiliu, inclusiv Irene Langheman și Roman Gâțcan, m-au ajutat ca eu să duc lucrurile până la capăt, să structurez un film. Noi venim prin intermediul Consiliului Europei cu banii pentru producție, cu tehnica și cu toate cele necesare pentru un film documentar. În primul rând cu un expert extraordinar de bun din Germania, Irene Langheman, care învață alfabetul filmului documentar, de la alfabet și până la opera propriu-zisă. Deși avem o colaborare de mai mulți ani cu Telefilm Chișinău, de această dată am lucrat cu persoane foarte tinere. Le-am transmis bazele lucrului asupra documentarelor, cum se transpui veridic, emoționant, istorii de viață, probleme. Sunt mândră de rezultatele tinerilor și de faptul că putem asigura continuitate tradiției, de a educa, a instrui o generație de tineri cineaști capabili să realizeze documentare de valoare despre drepturile omului. La mijlocul lunii iulie, cele trei producții vor fi proiectate în cadrul caravanei filmelor documentare despre drepturile omului, organizate de Telefilm Chișinău cu sprijinul Consiliului Europei la penitenciarul din Rezina, apoi la Soroca și Ștefan Vodă.